Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Manuela Coșiu și vă invit, ca de obicei, aici, în spatele unui copil fericit, pe Radio Napoca FM 102,2 și online pe napocalive.ro. Despre invitata mea de azi, spun că e un profesionist cald, cu sensibilitatea la vedere, te vindecă doar pentru că te privește ca pe unul de-al său, cu empatie și compasiune. Oglindește viață și putere, reușește să depășească barierele și provocările, creând punți de iubire în inimi înghețate. Raluca Rusu, căci ea este invitata mea de astăzi, consilier și trainer de dezvoltare personală, cu formări în psihoterapie experiențială, profiling, programare neurolingvistică, terapii alternative, autor al cărților Ghidul relației de cuplu și Acum o viață, are 3 copii minunați de 16, 13 și 6 ani. Împreună cu soțul ei, Daniel Rusu, au creat proiectul Jurnal de cuplu, organizează evenimente și tabere dedicate evoluției și vindecării emoționale prin intermediul relației de cuplu. Bine ai venit, Raluca! Mulțumesc din toată inima că ai acceptat invitația! Ești minunată și abia aștept să te mai descoper puțin. Bine te găsesc, Manuela. Mă bucur foarte mult să fiu aici și îți mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorată. Cu mult drag. Spune-mi, te rog, pentru că tema noastră este despre libertate, limite și limitări în viața copiilor noștri. Care sunt limitele pe care noi părinții suntem nevoiți uneori să le introducem în viața copiilor noștri? Care este acea linie fină care, odată depășită, poate să ne ducă spre un părinte prea libertin ori prea autoritar? Pentru mine, recunosc că acest fapt este o provocare. Uneori exagerez și poate devin prea autoritar în educație, astfel încât probabil nu e mult până când copilul începe să se îndepărteze sau să-ți ascundă lucruri, ori devin prea libertină și crede că îi se cuvin de toate. Da, da, este o chestie foarte interesantă aici cu autoritatea. Este important să înțelegem că la un moment dat copiii vor avea de-a face cu o autoritate. Dacă ei nu învață raportarea la o autoritate încă de acasă, încă din primii ani de viață, și li se acordă un spațiu total, un fă ce vrei, să spun așa, nu vor ști cum să se raporteze la autoritate mai târziu, la grădiniță, la școală, în mediu, mai târziu în joburile lor. Așa că, într-o oarecare măsură, suntem responsabili să le creăm acel spațiu în care autoritatea se impune cu blândețe. Pentru că un copil care nu are limite, un copil care nu se nu neapărat că se lovește de aceste limite, dar dacă nu învață că există și limite, nu își va cunoaște nici măcar propriile sale limite. Cred că este important să le impunem aceste limite, nu doar pentru că dorim să educăm sau dorim să nu facă anumite lucruri sau să se comporte într-un anumit fel, ci și pentru că este important ca și ei, la rândul lor, să învețe mai târziu să pună limite, și asta învață de la noi. Le punem limite copiilor. Gândește-te, de exemplu, în primii ani de viață. Este important să le asigurăm, să le amenajăm mediul, spațiul în care ei cresc și se dezvoltă, în așa fel încât să evităm noi să existe pericole. Da, cum punem la colțul de la masă protecție, la dulapuri, la anumite dulapuri o altă formă de protecție, pentru că este responsabilitatea noastră să le asigurăm acest spațiu de siguranță. De ce? Pentru că mai ales în primii ani de viață ei își doresc să exploreze,
Atunci când începem să intervenim, nu ai voie acolo, nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci cealaltă, copilul va auzi în permanență nu, ci va auzi în permanență că nu este voie, că lumea este un loc periculos. Și ține de noi să le creăm acest cadru în care ei să poată explora. Pe de altă parte, pe măsură ce cresc, trebuie să devenim conștienți că în afara mediului pe care noi îl asigurăm și îl creăm de siguranță, ei vor trebui să întâmpine sau vor îmbrățișa și un alt mediu în care s-ar putea să întâmpine diferite pericole. Și acolo va fi necesar să îi învățăm, încă de când sunt în siguranța spațiului creat de noi, până unde este bine să meargă, ce este bine să exploreze, unde se pun în pericol, unde nu se pun în pericol. Știi, aparent par așa, îi vedem mici și avem impresia că nu înțeleg. Pe de altă parte, copiii înțeleg mult mai mult, la modul că simt. Au o altă formă de înțelegere, mult mai profundă. Ei își simt părinții. Așa este, așa este. Și din tot ce ai spus, am reținut că ei pot crește în armonie în confruntarea cu propriile limitări și în acest demers, practic, pot accepta ceea ce nu pot schimba. Spune-mi, te rog, cum ne limitează etichetările și judecățile în a ne atinge potențialul maxim? Pentru că cu o mare ușurință etichetăm, judecăm și de aici există doar un pas până a deveni o profeție aceste două bariere, în sensul de credință limitativă. Da? Pentru că uităm că lumea este o infinitate de posibilități și atunci noi alegem doar perspectiva noastră ca deținând adevărul absolut și nu este așa. Da, etichetările sunt periculoase în sensul în care ne pun copiii în niște cutii din care ei ulterior nu mai au încredere să iasă și nu... Știi, e o chestie ciudată aici, pentru că dacă părintele mi-a arătat că eu nu sunt bun de nimic, cine sunt eu să trec peste ceea ce mi-a spus părintele despre mine? Cine sunt eu, culmea, să-mi dezamăgesc părintele? Ce frumos! Da, de reflectat. Da. Da. Părinții, când își etichetează copiii, nu o fac... Îți dai seama că nimeni nu vrea să-și rănească copilul, niciun părinte nu vrea să-i producă suferință copilului lui. Dar ceea ce înregistrează copilul în sine este că dacă părintele mă vede așa, eu trebuie să rămân fidel acestui tipar. Nu e o chestie pe care să o facă conștientă, pe care să o facă în mod conștient, dar începe să o manifeste. Și a avea succes pentru un copil care a fost descurajat întreaga lui viață de părinți, a avea succes ar însemna o trădare a imaginii pe care părinții o aveau despre el. Eu sunt convinsă, Raluca, că și noi, cu toate informațiile pe care le avem, vom greși față de copiii noștri. Spune-mi, când au nevoie copiii să fie acceptați? Tot timpul. Chiar au nevoie să fie acceptați tot timpul. Este foarte important, este foarte important să facem diferența și să învățăm și pe ei să facă lucrul ăsta. Între copil și comportamentul lui. Eu îmi accept copilul în toate condițiile, în orice situație. Că nu accept anumite comportamente, că nu accept anumite atitudini, este total diferit față de nu te accept pe tine. Și de cele mai multe ori le spun copiilor mei, te iubesc, te accept pe tine, dar resping acest comportament, nu sunt de acord cu acest comportament. Sau acest comportament simt că este un comportament care dăunător, fie pentru cei din jur, fie pentru tine, sau atitudine. Dar fac această diferență și am grijă să le fie și lor clar că există o diferență între copilul ca esență
și comportamentul lui. De asemenea, când îl pedepsesc sau îl recompensez pe copil, recompensez o atitudine sau un comportament, nu pe copil ca entitate. Îmi amintesc, Raluca, când eram mică și greșeam sau mințeam sau aveam sentimente de vinovăție, de rușine, atunci vroiam să fiu acceptată mai mult de părinții mei. Știi că este chestia aia, iubește-mă când merit cel mai puțin, pentru că atunci am cea mai mare nevoie. Da. Știi? Exact. Da. Și cine te poate iubi necondiționat, dacă nu părinții? Spune-mi, te rog, cum poate un copil trecut spre adolescență, știm că există o etapă în care vor să aparțină unui grup, unui anturaj, dar totuși să-și păstreze unicitatea. Pentru că și aici e o linie foarte fină în a uita de tine, de valorile tale, de principiile tale, și a adopta ceva care nu ți aparține, în care nu te regăsești, de dragul prietenilor, de dragul de a fi acceptat. Știm cum este, eu am trecut pe acolo, aș fi făcut orice pentru puțină atenție. Da, dar până acolo, până la adolescență, este un parcurs întreg în care părintele poate să-și pregătească copilul pentru a-și rămâne fidel lui însuși. Spune-ne, te rog. De exemplu, unul dintre copiii mei a trecut și trece acum printr-o perioadă din asta de adolescență, la modul încearcă să facă față și schimbărilor fiziologice pe care le are și îmi împărtășește în permanență cum se simte, ce le enervează, ce îl frustrează, ce situația apar, ce nu-i place. Până a ajuns aici, noi am creat o relație foarte puternică între noi, de încredere, de deschidere. Îmi spune lucruri și lucruri, inclusiv lucruri pe care poate nici n-aș vrea să le știu, dar se deschide și îmi spune, îmi povestește în permanență. Inclusiv, nu știu, într-unul din grupuri, careva, nu știu, vapează. Mami, vreau să încerc și eu. Ok. Îți dai seama că sunt anumite lucruri. Nu pot să-i zic, măi, n-o face, în condițiile în care, ok, m-a văzut fumând. Și nu pot să-i zic copilului meu, nu fuma din moment ce mă vede pe mine fumând, dar îi povestesc. Uite-te care sunt riscurile. Consecințe. Uite-te ce înseamnă. Bine, cu Alex, de exemplu, cu cel mijlociu, avem discuții foarte profunde și mergem foarte în, așa, la nivel de substrat cu discuțiile și explic și de ce, ok, uite-te ce înseamnă și cum se creează dependența, da? De exemplu, dependența de fumat nu este doar dependență de nicotină, este o dependență de gestul în sine. Și ghici ce se întâmplă și ce este cu gestul ăsta. Este primul gest pe care un copil îl face în contact cu mama lui. Exact asta se întâmplă și se declanșează într-un adult fumător, fără să fie conștient. Acea oxitocină pe care o simțea atunci când era alăptat, copil fiind în brațele mamei lui, în siguranță. De asta foarte multe persoane, de exemplu, nu au nicio problemă cu dependența de nicotină, este mult mai mare dependența de gestul în sine. Pentru că asigură acel confort și mulți nu știm, ok, care este confortul respectiv. Confortul respectiv este ceva foarte cunoscut nouă, dintr-o perioadă de care noi nu ne amintim. Și discutând atât de deschis cu Alex, vorbind despre toate lucrurile astea, este chiar curios să-mi împărtășească, să vadă reacțiile mele, părerea mea legată de anumite situații. Deci asta zic că până la adolescență, părintele are șansa de a crea acel spațiu de siguranță în care copilul vine în permanență să împărtășească. Doar împărtășind poți să îi dai anumite feedback-uri dacă ți le cere, să poți să-i spui părerea ta, indiferent dacă ți-o cere sau nu.
cel puțin asta fac. Și mă mai taxează câteodată și zice, da, ok, o să țin minte data viitoare când o să mă intereseze. Ralu, și noi avem limitele noastre ca și părinți. Mm-hmm. Și pe mine mă interesează, îți spun sincer, cum facem atunci când comportamentul lor vine în contradicție cu viziunea noastră? Și când spun asta, nu mă refer neapărat ca și autoritate care știe tot. Mă refer ca și experiență. Că noi avem o experiență evaluată, câștigată în timp. Mm-hmm. Cum facem să nu opunem noi ca și părinții rezistență? Cum creăm acel spațiu de siguranță în care el să se manifeste, cum mm-hmm. spui? Este important să-l vedem pe el ca ființă individuală. Nu ca pe o prelungire a noastră, nu ca jucând acel rol pe care noi îl am oferit. Ce se întâmplă? Gândește-te că în viața noastră toți oamenii joacă un anumit rol pe care noi l-am dat. Ei au primit, fiecare om în parte, că vorbesc de mama, de soțul meu, de copiii mei, de prietenii mei, ei au primit un rol în povestea mea. Așa este. Și nu am făcut-o în mod conștient. Exact aici apare conflictul între părinți și copii. În momentul în care copilul meu nu mai joacă, să zic așa, conform rolului pe care eu l-am dat, apare conflictul pentru că încerc să-l recadrez din nou în rolul pe care eu l-am dat. Mm-hmm. Și este necesar deschiderea din partea părintelui de a înțelege că pe măsură ce copilul crește, își formează o personalitate proprie, o individualitate a lui, care poate fi fermecătoare sau nu, dar important este să-l susțin, să văd ce este, ce-l face să se bucure, cu ce-l pasionează, ce-l face să aibă încredere în el și să-l susțin în direcția aia, să-i fiu alături. Aici din nou este importantă comunicarea, pentru că deja în adolescență copiii îți răspund, adolescenții îți răspund și îți dau replici și din nou dacă ai creat un spațiu de siguranță în care el poate comunica liber cu tine, o să îți spună legat de lucrurile astea, o să-ți spună el limite, că vorbeam despre limite. Chiar dacă ne place, chiar dacă nu. Chiar dacă ne place, chiar dacă nu. Dar pe măsură ce eu devin flexibilă în a-l privi pe el, renunț la rigiditatea aia de părinte, că ok, copilul meu trebuie să fie așa și așa și așa, copilul meu trebuie să ia numai 10, copilul meu trebuie să facă chestiile astea sau sportul cu tare. Dacă eu renunț la rigiditatea asta, am șansa să descoper omul care devine el. Și pot să zic sincer că efectiv mă surprinde și îmi place foarte mult omul care devine fiecare dintre copiii mei. Foarte frumos. Și să nu uităm că tocmai aceste căutări ale lor pline de provocări, de succese, de eșecuri, îl formează ca om, așa cum spui, în unicitatea lor. Dar trebuie să avem o tărie de ai putea susține atunci când cad. Pentru că doar pentru că sunt copiii noștri nu înseamnă că nu o să aibă căderi, o să aibă. Uh-huh. Perioada asta adolescenței, de exemplu, este chiar grea. Suferă mai intens, totul este cu intensitate, simte lucrurile mai intens. Pot să îi fiu alături acolo, pot să-l ascult, pot să vorbesc cu el și între timp se rupe sufletul în mine și simt că mă rup în două, dar știu că nu pot interveni mai mult, nu pot să iau durerea, nu știu, primei iubiri sau primei despărțiri sau nu pot să îi le iau. Sunt lucruri prin care și noi am trecut la un moment dat. Așa este. Și este parcursul lui și singurul lucru pe care îl pot garanta este că voi fi acolo atât cât îmi va permite el și viața în sine. Și noi să dezvoltăm acea reziliență pentru a-l susține, exact cum spui, și el să dezvolte propria reziliență față de eșecuri, căderi, obstacole și așa mai departe. Da, e un proces. Dacă suntem aici, ne vom conecta cu copiii noștri și vom trece peste toate. Ai spus un cuvânt magic, flexibilitate, adaptabilitate. Asta putem face. Sunt necesare și sunt importante și mai este încă o chestie pe care am vrut să o spun adineauri, nu mai știu la care din întrebări, dar acum mi-am amintit-o și aș vrea să o redau. Oamenii cresc prin laudă.
Și aici, indiferent că vorbim despre copiii noștri sau despre partenerul nostru sau despre prieteni apropiați, ce se întâmplă în momentul în care noi criticăm, ei își închid urechile? Este un mecanism de apărare. Instant. Ei își închid urechile pentru că nu au nevoie să audă cât de răi sunt sau sau ce comportament nepotrivit au. Dacă eu sunt genul de vânător care vânează toate eșecurile lui, toate greșelile pe care le face, și o să devin cicălitoare, prin urmare copilul meu nu o să mă mai audă niciodată. O să-și închidă urechile. Pe de altă parte, dacă îi urmăresc aspectele pozitive, comportamentele benefice, lucrurile bune pe care le face și le subliniez, îi le arăt, îl ajut să crească exact în acea direcție și îl învăț totodată și să aibă încredere în el. Ce înseamnă motivația, Raluca, și cum se vede ea în spatele unui copil fericit? Am observat de-a lungul timpului că există diferite forme de motivare. Chiar și eu am avut parte de genul ăsta de motivare când eram copil, în care mi se spunea cumva cât de rău fac și cât de mult mai am ca să ajung undeva și cât de multe greșeli fac pe parcursul meu ca să mă motiveze să trag mai tare. Nu ăsta este genul de motivare potrivit. Motivarea este atunci când îți susții copilul arătându-i că ai încredere în el. Când ești alături, indiferent că eșuează sau reușește. Când poți să îl ții în brațe atunci când plânge după un eșec, fără să îi spui, nu știu, ți-am zis eu sau ce-i cu chestia asta și poți să te bucuri autentic în momentul în care are un succes, chiar dacă ție ți se pare o banalitate sau să te bucuri real, pentru că fiecare succes al lui este important și felul în care tu reacționezi la reușitele copilului tău îi vor dicta cumva și felul în care se va raporta el mai târziu la propriile lui reușite. Nu știu dacă ai auzit de oameni care trag și au succes și adună o grămadă de reușite și totuși nu sunt împliniți, nu se simt satisfăcuți. Asta este pentru că n-au fost acolo părinții să le spună niciodată bravo, sunt mândru de tine. Dacă părinții nu sunt acolo să le spună chestia asta, nici ei înșiși mai târziu nu vor face lucrul ăsta, pentru că vocea părinților noștri devine vocea noastră interioară. Și de aceea ei pot căuta validare în afară? Toți căutăm validare în afară, Manuela. Toți căutăm validare în afară, pentru că trăim în societate și ne raportăm sub o formă sau alta la ceea ce se întâmplă în societate, dar este o diferență între a-mi plăcea să primesc validare și a avea nevoie de ea. Da, îmi place să primesc validare din exterior. Este un sentiment extraordinar de plăcut. Da, e firesc să vreau să fiu văzut, pentru că fac parte dintr-o societate. Dacă am nevoie de validare? Nu, n-am nevoie de validare, dar îmi place să o primesc. Și este o situație sănătoasă cu care e ok să-i obișnuim și pe copii. Da, bun, super, ai primit validarea aia, ai primit recompensă, ai primit feedback, ai primit laude, ok, mă bucur foarte, foarte tare pentru tine. Că ai nevoie de ele? Nu. N-am nevoie de ele. Mi se pare extraordinar. Pentru mine e o conștientizare. Mulțumesc. Am nevoie sau nu am nevoie de ea? Ar fi bine să câștigăm cât mai multe lupte cu noi înșine, să nu avem nevoie de validare. Și pur și simplu să ne considerăm valoroși pentru că suntem. Mi-a plăcut. Spune-mi, ce fel de experiență te întinerește, Raluca? Ce fel de experiență mă întinerește? Nu cred că pot să zic pe post. Ceva ce poți să spui, care ar cădea pe locul 2. Timpul petrecut în natură mă întinerește. Timpul petrecut cu mine însămi mă întinerește. Timpul petrecut doar în doi cu soțul meu mă întinerește. Minunat. Trebuie să recunosc că nu simt, sau cel puțin nu eu, în experiența mea, nu am simțit de-a lungul timpului că relația cu copiii mei m-ar întineri în vreun fel. Dar am simțit utilă, m-am simțit valoroasă și importantă pentru ei, apropo de ce spuneam cu validarea. Mă bucură să primesc feedback-urile astea de la ei. Nu mă întineresc, efectiv, dar mă încântă. Și te întăresc?
mă fac mai, mă înțelepțesc, dacă pot să zic așa. Mă fac mai înțeleaptă. Și cred că pentru mine este mult mai important ceea ce obțin din lucrul ăsta. Aleg cumva să mă simt mai înțeleaptă decât mai tânără. Frumos. Frumos. E tot o alegere. Da. Spune-mi, un copil fericit este atunci când? Când este iubit și acceptat pentru ceea ce este el. Când își vede părinții în echilibru, poate fi? Prea puțini părinți sunt în echilibru. Sau, dar când îi are pe părinți alături, sau da. Când își vede părinții morocănoși, triști câteodată, dar totuși în conexiune cu propria familie, poate fi, pentru că ei trebuie să vadă că noi avem și sentimente la vedere mai puțin ofertante. Nu suntem tot timpul așa scoși din cutie și odihniți. Nu, și mai este aici un truc. Dacă tu îi spui copilului că ești în permanență bine și tu pe interiorul tău te dărâmi, copilul o să perceapă starea și ce o să perceapă este că îl minți. Și de asta este important să-i lăsăm pe copiii noștri să știe care sunt stările noastre, care sunt trăirile noastre, că sunt firești toate. Suntem ființe umane, prin urmare avem un amalgam de stări și trăiri care sunt firești și să le arătăm că și pe ei îi acceptăm să aibă și stări de furie și stări de tristețe și stări de bucurie. Raluca, îți mulțumesc din toată inima pentru această întâlnire plină de sens pentru mine și sunt convinsă că nu doar pentru mine. Dacă ar exista un ecograf de inimi, ai observa că ești în sufletul multora dintre cei care te cunosc. Am rezonat cu ceea ce ai împărtășit și ai o energie specială, astfel încât poți vindeca doar pentru că te uiți într-un fel la oameni, îi simți speciali. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, pentru că ne-a stat alături și astăzi. Să nu uităm că a ne ține copiii în cutii și în globuri de cristal nu este o soluție, dar în a-i îndruma dintr-un spațiu de încredere poate fi o binecuvântare. Sunt Manuela Coșiu și vă aștept cu aceeași bucurie și data viitoare. Să aveți sănătate, că e mai bună decât toate!